Doamna doctor, ce este terapia vampir și de ce se numește ea așa? Terapia vampir, PRP, sau terapia cu plasmă autologă bogată în trombocite, așa cum este numită în limbaj medical, este o terapie regenerativă cu rezultate foarte bune pentru piele și pentru păr. Se numește terapie vampir deoarece presupune practic prelevarea și prelucrarea sângelui pacientului care urmează a fi tratat. O folosim cu succes în dermatologie, în ginecologie, în ortopedie, în tratarea arsurilor și a ulceraților cronice de piele, deoarece stimulează regenerarea și repararea naturală a țesuturilor. Am înțeles. Ce presupune o astfel de ședință și cum se desfășoară ea? Tratamentul presupune recoltarea sângelui brahial al pacientului, care se face pe niște probete speciale. Sângele este centrifugat și astfel separăm plasma, care este bogată în trombocite și în factori de creștere, de restul celulelor sanguine care nu ne sunt necesare în acest tratament. Ulterior, această plasmă este prelevată în seringi și se reinjectează la nivel cutanat sub forma unor microinjecții spațiate la intervale de 1 cm distanță una față de cealaltă, astfel încât să acoperim toată zona care urmează a fi tratată. Este o procedură dureroasă? Este o procedură minim invazivă, într-adevăr este ușor mai dureroasă pe scalp. În clinică însă, pacientele beneficiază de cremă anestezică cu 30 de minute înainte de procedură pentru a spori confortul. Este această terapie eficientă și în alopecie? Desigur, acest tratament stimulează și foliculul pilos și o folosim cu succes în tratamentul alopeciei androgenetice sau nefluvium telogen, spre exemplu. Alopecia însă poate să aibă cauze multiple, astfel încât este necesară o consultație inițială să stabilim exact ce tip de alopecie are pacientul și dacă, bineînțeles, se pretează și la alte tratamente asociate. Când o folosim pentru scalp, terapia PRP stimulează practic vascularizația locală și astfel reduce fragilitatea firului de păr, îi crește calitatea globală a firului de păr și de asemenea reglează și funcția glandelor sebacee. Ce alte afecțiuni pot fi tratate cu ceea ce înseamnă PRP, terapia vampir? Terapia vampir este cunoscută în principal în dermatologie datorită capacității de rejuvenare facială și perioculară. Are capacitatea de a ameliora textura pielii, tonalitatea acesteia, reduce petele hiperpigmentare, reduce ridurile fine și de asemenea ajută la vindecarea după diverse proceduri dermatoestetice, după laser, spre exemplu. O mai putem folosi alături de alte tratamente dermatologice pentru ameliorarea aspectului cicatricilor postacneice sau postchirurgicale sau a vergeturilor. Care sunt zonele care pot fi tratate? Putem trata scalpul, fața, gâtul, decolteul, mâinile și practic orice zonă a corpului care prezintă cicatrici sau vergeturi. Fie ca tratament unic, dar mult mai eficient atunci când o asociem și cu alte tratamente dermatologice sau topice. Ședințele variază în funcție de complexitate, în funcție de zonă, în funcție de ce? De câte ședințe este nevoie? Bineînțeles, ele vor varia în funcție de afecțiunea pe care o tratăm sau de zona care este tratată. În general, se recomandă între 3 și 6 ședințe, poate spațiate la interval de o lună de zile. Iar apoi, pentru a menține rezultatul obținut, se efectuează câte o ședință la intervale de 4, chiar 6 luni de zile. În cât timp se văd rezultatele? Rezultatele încep să devină evidente cam după 2 luni de zile. Bineînțeles, ele diferă de la pacient la pacient în funcție de vârstă, de starea de sănătate, de alimentație, de stil de viață. Sunt anumite restricții pe care le are pacientul în această perioadă? Sau trebuie să facă ceva anume? Pacientul are obligativitatea de a prezenta un set de analize anterior tratamentului, care să fie efectuate recent. Este de preferat să efectuăm procedura la aproximativ 2-3 ore după luarea mesei și de asemenea cu o zi anterior tratamentului se recomandă evitarea consumului de alcool și de alimente grase. E nevoie de o perioadă de recuperare? După tratament
pielea poate să se înroșească, poate să se umfle puțin, să apară mici vânătăi sau echimoze care de obicei se remit în câteva zile. Dacă vorbim despre zona feței, însă, din a doua zi, doamnele pot să aplice un fond de ten și își pot relua rutina de îngrijire zilnică a pielii. Și mă gândesc că oamenii vor să știe, există un anotimp anume în care recomandați să se facă o astfel de procedură? Este contează? O procedură destul de sigură, nu are foarte multe reacții adverse, de fapt acestea sunt minime și atunci o putem efectua pe tot parcursul anului fără nicio problemă. Care sunt contraindicațiile, bineînțeles, dacă există, ale acestei terapii? Majoritatea pacienților pot să beneficieze de această procedură. Bineînțeles, vom ține seama de condițiile asociate, de tratamentul pe care îl urmează. Există însă și niște contraindicații absolute și aici mă refer în principal la pacienții oncologici, la pacienții cu afecțiuni sistemice ale sângelui, cu infecții virale cronice sau, bineînțeles, pacientele care sunt însărcinate sau alăptează. De aceea vorbeați de acel set de analize pe care trebuie să-l prezinte înainte. Mulțumesc frumos! Cu drag!